Vicepremierul, anunț cu implicații majore, guvernul va da o nouă lege a achizițiilor publice, prin UG. Vicepremierul Paul Setenescu, ministru al dezvoltării regionale, a explicat ce până la Sfântul Reitul acestei luni, guvernul va veni cu o nouă lege a achizițiilor publice, care va fi adoptat prin ordonanță de urgență. Nu știu cum va arta această lege, ce nu sunt specialist în achiziții publice. Acum a spus și doamna prim-ministru, în această lună, prin UG, vom veni cu o lege a achiziilor publice. Nu intru în detalii, ce s-ar putea să fie lucruri care apar sau nu în UG, n-a vrea să vă dezinformez, a spus Paul Setenescu.